Revoltă, neputință, disperare sunt cuvintele care descriu drama trăită de părinții unui băiețel bolnav de cancer. Copilul ar putea merge la tratament în Franța, acolo unde are o șansă. Numai că șefa de secție din România refuză să semneze pentru formularul european care ar permite tratamentul gratuit la Paris. Acum părinții încearcă să strângă bani din donații. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. William este un băiețel foarte cu minte și zâmbește la toată lumea, zâmbea cel puțin înainte de tratament, se juca mereu, nu plângea niciodată, iar acum efectiv stă pe spate, e supărat tot timpul, plânge tot timpul, a slăbit enorm, are greutatea pe care o avea la o lună de zile. E durerea unei mame care ar da orice să se pună în locul copilului, dar nu poate. La 7 luni, William Solomon a fost diagnosticat cu o tumoră pe creier în stadiul 4. Părinții s-au interesat și au aflat că cel mai bun tratament este la o clinică din Franța. Ar putea merge acolo gratuit prin intermediul formularului E112, numai că s-au lovit de refuzul șefei de secție de la Institutul Oncologic București. Doamna Dragomir de la Institutul Oncologic a spus că ea nu vrea să ne ofere nou formular, pentru că sunt aceleași protocoale peste tot și aceleași condiții, dar protocoalele nu sunt aceleași, substanțele nu sunt aceleași, condițiile mai ales nu sunt aceleași. El are nevoie de o cameră sterilă, toată lumea care intră în camera respectivă trece prin anumite filtre de sterilizare. Orice obiect intră în cameră, jucărie, telefon, absolut orice, este sterilizat individual. La noi, în România, nu există așa ceva nici măcar în spitalele private. Curele de chimioterapie din România nu au funcționat până acum, iar starea copilului se degradează de la o zi la alta sub ochii părinților. La 10 luni, William cântărește doar 4,5 kg. Mi-a zis pe față că nu o să supraviziască următoarele doze de chimioterapie, pentru că pe a treia, cum v-am spus, nu a suportat-o cum trebuie. Și protocolul trebuie urmat. În orice condiție, nu trebuie să ne abatem de la protocol. Pentru ca un pacient să beneficieze de formularul E112, este nevoie ca medicul să admită că tratamentul nu se poate acorda la timp în România. Am încercat să obținem un punct de vedere de la șefa de secție. N-am cum să vorbesc eu privat atâta timp cât e vorba de un document emis de instituție. Cine trebuie să facă acel referat? El este semnat și de managerul instituției. Dumneavoastră vreți să îl semnați? V-am rugat să nu insistați pentru puncte de vedere, da? Eu le semnez pe toate, și la copii și la adulți. Nu știu cât ți-a însemnat la copii, dar trebuie să o întrebați pe doamna doctor Dragomir, că practic dânsa ca șef de secție și asumă toate aceste formulare tipe 112 ale copiilor care pleacă afară. Că aceste tratamente se fac afară în condițiile în care nu se pot face în România. În lipsa semnăturii, părinții au început să strângă bani din donații astfel încât să plătească tratamentul la clinica din Franța. Costurile sunt uriașe, 370.000 de euro, dar înseamnă șansa la viață. Puteți fi alături de William și de părinții lui printr-o donație într-unul din conturile afișate pe ecran. În 2 săptămâni, să zic 3, ar trebui să plecăm deja, pentru că timpul este foarte scurt, tumoarea este agresivă, are un grad ridicat de agresivitate. Teodora a învățat să-și înfrângă lacrimile și să fie puternică pentru fiul ei. Și noi o putem sprijini în cea mai importantă luptă, pentru viață.